Respectul celorlalți ne oferă bucurie. Toată lumea își dorește să fie alături de cineva care este iubit și respectat. Numai că atributele exterioare precum banii, frumusețea sau faima nu te vor ajuta în acest caz. Pentru a câștiga respectul celorlalți, trebuie să întreprinzi acțiuni corecte și consecvente. Iată 9 greșeli din cauza cărora veți pierde aprecierea și respectul oamenilor. Teama de a spune nu. Atunci când o persoană are o anumită teamă de a refuza solicitările venite din partea celor din jur, se poate ajunge până la absurd. Unui astfel de om cu inimă bună, toată lumea îi se urcă în spate și începe să profite de el. Nu-i lăsați să vă vadă ca pe un mijloc de realizare a obiectivelor. Dacă solicitările cuiva intră în contradicție cu interesele și dorințele voastre, refuzați cu îndrăzneală, deoarece gestul vostru nu va fi apreciat și nici amintit, iar pe viitor îl vor aștepta ca pe un lucru firesc. Dacă nu sunteți capabili să spuneți nu, atunci daul vostru este lipsit de orice sens. În așteptarea aprecierilor. Oamenii sunt încântați atunci când sunt apreciați și remarcați, însă a alerga după aprecierea altora este inadmisibil, deoarece valoarea voastră va scădea brusc în ochii lor. Oamenii vă vor citi nesiguranța și vor înceta să vă mai aprecieze. Același lucru se întâmplă când aveți nevoie de laude și lingușeli. Învățați să acceptați aprecierea altora ca pe un bonus plăcut. Nu așteptați și nu cereți. Nu așteptați evaluarea a ceea ce faceți. Nu mai sperați la complimente. Începeți să vă autoevaluați acțiunile și felicitați-vă atunci când este cazul. Nu puteți fi bun și rău în același timp pentru toată lumea. Câți oameni, tot atâtea păreri. Theodore Roosevelt spunea: "Nu-mi pasă ce cred ceilalți despre ceea ce fac, dar îmi pasă foarte mult de ceea ce cred eu despre ceea ce fac." Asta înseamnă caracter. Încercarea de a fi ceea ce nu ești. Este imposibil să vă atribuiți merite, fapte și valori materiale pe care nu le aveți. Orice secret e de conspirat la un moment dat. Cei din jur își dau seama rapid atunci când cineva minte și îl dau la o parte. Așadar, dacă aveți un asemenea obicei, să știți că importanța voastră în cercul de prieteni sau cunoștințe nu va crește niciodată. Poate că vă este rușine că nu aveți realizări deosebite și totuși nu vă puteți crește importanța mințind. Dacă nu știți ceva sau nu sunteți siguri de abilitățile voastre, este mai bine să păstrați tăcerea. Chiar dacă jucați bine și veți câștiga respectul celor din jur, acest lucru nu va dura prea mult. Să joci perfect timp îndelungat nu este posibil nici măcar pentru un actor profesionist, iar când măștile cad, oamenii rămân dezamăgiți. Atunci când crezi că îi păcălești pe alții, te păcălești doar pe tine. Atunci când încetezi să te mai minți pe tine însuți și valoarea ta începe să crească. Atunci când poți spune adevărul despre tine și nu eziți să-l spui, privește cu sobrietate viața și vei ajunge să fii respectat. Respectul este meritat de acei oameni care, indiferent de situație, timp și loc, rămân așa cum sunt cu adevărat. A tolera umilința. Atunci când o persoană tolerează umilința și ridiculizarea, nu va fi respectată niciodată. Oamenii din jur își amintesc foarte repede acest lucru și ajung la concluzia că dacă o persoană nu se prețuiește pe sine, nici ceilalți nu o vor face. Respectul poate fi comparat cu urcatul scărilor. Este foarte greu de câștigat. Când o persoană tolerează ridicolul și abuzul, coboară precum un lift. Dacă pare că unei persoane nu-i pasă de tine, să știi că așa este. Nu lăsați ca acest lucru să se întâmple. Nu înghițiți jigniri și nu vă leneviți să luați măsuri. Dacă simțiți că sunteți jignit, dar cu un zâmbet timid spuneți "nu-i nimic", să știți că nu procedați corect. Spuneți calm și răspicat că nu vă place această atitudine. Disprețul, ignorarea, ridiculizarea, toate acestea trebuie să înceteze. Astfel, vă veți crește imaginea și veți arăta că sunteți un om demn de apreciere. Țineți minte că cel care vă înjosește
o face doar pentru că voi i-ați permis acest lucru. A nu te ține de cuvânt. A face promisiuni de șarte este ca și cum ai lua un împrumut pe care nu-l vei mai restitui niciodată, iar acest lucru îți va aduce doar înfrângeri. Cei care se țin de cuvânt rămân în memoria oamenilor. A nu te ține de promisiuni înseamnă să-ți pui numele la îndoială, lăsând o pată urât mirositoare pe el. Un asemenea om nu va fi respectat, nici măcar dacă este multimilionar. Învață să te ții de cuvânt chiar și prin cele mai mici lucruri. Este o calitate valoroasă și extrem de rară. Dacă nu ești pregătit să îndeplinești o promisiune, atunci nu o face. Ține minte, nu există nimic mai valoros decât o promisiune făcută și nimic mai rușinos decât încălcarea acesteia. Stima de sine scăzută. Uneori, unii oameni rămân blocați în ideea că respectul trebuie câștigat. Apoi, privindu-se în oglindă, nu observă acele calități pentru care ar putea fi apreciați. Iar cei din jur pot percepe asta prin acțiunile, gesturile și mimica lor. Ba chiar unii își scad propria valoare prin expresii de genul "Cine sunt eu? Părerea mea nu contează" și așa mai departe. De ce să respecti o persoană care nu știe să se prețuiască pe sine? Învață să te iubești și să te respecti. Ai încredere în tine și lumea va începe să zâmbească. Scrie-ți calitățile de care ești mândru și recitește-le de mai multe ori pe zi. Crede că ești o persoană valoroasă. Până când nu vei vedea cu ochii tăi cât de valoros ești, este imposibil să devii o persoană de valoare pentru altcineva. Arată că te respecti pe tine însuți și atunci oamenii te vor respecta. Lipsa de respect față de cei din jur. Unii oameni nu observă cum comportamentul lor îi face pe ceilalți să se simtă inconfortabil. Aceștia întrerup constant, vorbesc doar despre ei înșiși, ironizează părerea celuilalt, subestimându-l astfel pe interlocutor. Nu ține cont de sentimentele și de starea lui de spirit, pentru că vrea să se evidențieze. Astfel de oameni sunt foarte antipatici și nu sunt respectați. Învățați să-i apreciați pe ceilalți, zâmbiți și arătați-le sinceritatea și atenția voastră. Găsiți subiecte comune și atunci oamenii vă vor respecta cu siguranță. În momentul în care începeți să ascultați și să respectați opinia altora, se va întâmpla un miracol. Valoarea voastră va crește. Doar cei care îi respectă pe ceilalți au dreptul la respect. Scuzele constante. Îndoiala generează frică. Există oameni care se îndoiesc în mod constant de acțiunile și comportamentul lor, iar acest lucru creează teama de a fi judecați și criticați, așa că se scuză în avans. Acest lucru se poate întâmpla chiar și atunci când scuzele nu sunt deloc necesare. Oamenii din jur se îndepărtează la nivel subconștient de o persoană care trăiește în frică, deoarece aceasta provoacă un sentiment de repulsie, nemai fiind astfel apreciată la justa valoare. Învățați să vă cereți scuze doar atunci când sunteți cu adevărat vinovați, însă atunci când scuzele ajung să înlocuiască salutul, este inacceptabil. Învățați să faceți diferența între situațiile în care sunteți cu adevărat vinovat și situațiile în care vă este frică să fiți voi înșivă. Nu mai căutați scuze pentru acțiunile voastre dacă credeți că aveți dreptate chiar și în cele mai mici lucruri. Comportându-vă astfel, veți proiecta mai multă încredere, iar cei din jur vă vor percepe ca pe o persoană care știe cine este și ce face. A te plânge tot timpul. La început, astfel de tendințe pot trece neobservate. Oamenii își dau seama că pot exista momente dificile în viață, astfel încât manifestările minime de nemulțumire pot fi considerate normale. Cu toate acestea, dacă aceste văicăreli devin obișnuite și frecvente, puțini vor fi cei care au răbdare să le suporte. Mai mult, a avea de-a face cu o astfel de persoană poate avea un impact negativ și asupra bunăstării tale. Văicăreala poate fi văzută ca un act de dispreț față de sine. Atunci când ne plângem, nu facem altceva decât să ne coborâm în ochii noștri și, odată ce ne-am coborât, rare ori cineva va interveni pentru a ne ridica. Așadar, respectul este o monedă valoroasă,
iar pentru a o câștiga și a o păstra, trebuie să ne străduim să fim oameni de caracter, să trăim conform unor principii și valori sănătoase și să dăm dovadă de empatie și considerație față de cei din jur. Respectul se construiește în timp și se menține prin acțiuni și comportamente consecvente. Prin urmare, evitarea acestor 9 greșeli poate face diferența între a fi apreciat și respectat sau ignorat și subestimat.